Salut! Astăzi revenim cu prezentarea celor mai interesante seriale turcești. Ne cerem scuze de la spectatorii noștri fideli pentru o pauză așa de mare și vă mulțumim că rămâneți alături de noi. Deși am crezut că am terminat cu serialele din anul 2022, nu este nici pe departe așa. Am primit așa de multe sugestii de la voi că este de neiertat să nu menționăm încă careva producții lansate anul trecut. Deci, pregătiți-vă de încă o serie de videouri cu cele mai reușite seriale turcești lansate în 2022. Ca de obicei, am selectat doar producțiile care sunt traduse în română și care pot fi găsite pe internet. Abonează-te pe acest canal dacă încă nu ai făcut-o și hai să trecem la seriale. Captivitate. Orhun Demirhanlı este un antreprenor de succes, descendent dintr-o familie veche și influentă. Deși bărbatul, sora sa Jaman în Nihan și sora lor mai mică în Urşah au fost înconjurați de bogăție, mama copiilor, doamna Afife, convinsă că sentimentele sunt slăbiciunea săracilor, mereu a fost distantă cu cei trei copii. Absolvind facultatea de medicină și dorind să-i ajute pe cei nevoiași, Nihan pleacă în Africa, într-o regiune extrem de periculoasă. Obosit să-și facă griji pentru soră, Orhun vine în Africa pentru a o aduce pe Nihan înapoi acasă. Însă nu reușește. Nihan este otrăvită, dar toate indiciile duc spre Hira, o tânără sclavă orfană. Și chiar dacă toți înțeleg că Hira a fost doar o uneltă în mâinile criminale, în inima lui Orhun, ura nu are alinare. Acesta o aduce pe Hira în Turcia cu gândul de a-i transforma viața într-un infern. Transformându-o într-o servitoare personală și purtându-se urât cu aceasta, bărbatul crede că astfel își va răzbuna sora omorâtă. Însă situația familiei de Mirhanlı se va schimba și mai tare, aflând că mama lor, doamna Afife, mai bine de 20 de ani i-a mințit despre moartea tatălui lor, lui Orhun îi vine în minte o idee necruțătoare. Cum să o pedepsească pe doamna Afife, dar pentru aceasta va avea nevoie de ajutorul lui Hira. Bunătatea. De 12 ani, Murat și Neslihan formează o familie frumoasă. Doi copii adorabili, o casă luxoasă și o afacere prosperă completează imaginea aceasta frumoasă. Însă nu totul este așa cum pare. Întâlnind-o pe pictorița Damla, Murat nu a rezistat tentației și deja de 2 ani trăiește o viață dublă. Și chiar dacă bărbatul niciodată nu a spus că își va părăsi familia, tânăra amantă este convinsă că ea va reuși să-l cucerească. Pentru a-și atinge scopul, Dalma leagă prietenie cu Neslihan. Astfel, pătrunzând în casa celor doi, de unde începe să uneltească tot felul de planuri pentru a destrăma familia. Neslihan, având o inimă bună, nu simte amenințarea și crede că o ajută pe pictorița orfană ce îi amintește așa de mult de sora sa mică care a decedat. Însă, soacra lui Murat, doamna Shahira, având un ochi experimentat, rapid descoperă scopurile ascunse a lui Damla. Dar la scurt timp și Neslihan va afla adevărul despre Murat și frumoasa pictoriță. Copleșită de această trădare, femeia totuși nu se grăbește să pună capăt relației și, ajutată de mama sa, va încerca să obțină toate beneficiile posibile din această situație. Copilul este secretul mamei. Moartea copilului nou-născut a lăsat urme adânci în inima lui Defne. Incapabil să suporte această durere, femeia și-a părăsit soțul și a revenit în Turcia cu gândul de a începe totul de la zero. Și a reușit. Au trecut 5 ani de atunci, dar Defne l-a întâlnit pe Cenar și a întemeiat o familie. Ea din nou este fericită și plină de speranțe în așteptarea copilului mult dorit. Însă în afară de Defne și Cenar, acest copil mai este așteptat cu nerăbdare și de Mariam, servitoarea familiei, care de asemenea este însărcinată. De mică, respinsă și obișnuită de mama și sora sa mai mare, Mariam niciodată nu a știut ce este dragoste sau grijă. Nici după căsătorie nu i-a fost dat să devină fericită, deoarece este nevoită să trăiască într-o casă cu soacra care nu scapă ocazie ca să-și înțepe nora.
Numai Defne este bună cu Mariam, dar cele două graviduțe se încurajează reciproc în clipe dificile. Totuși, trecutul sumbru al lui Mariam a lăsat amprente în sufletul acesteia, schimbând-o pentru totdeauna. Dar planurile sale sunt la fel de întunecate ca și experiențele trăite, dar Defne curând va regreta faptul că a primit-o pe Mariam în casa sa. O mică rază de lumină. Viața lui Elif s-a împărțit în înainte și după. Înainte era un matrimoniu fericit, cu bărbatul care o iubea și pe care îl iubea. O afacere prosperă și vacanțe de vis petrecute doar în doi. Unica ce umbrea fericirea era faptul că nu puteau concepe un copil. Însă dosarul de adopție deja era pregătit și curând nici aceasta nu va mai fi o problemă. Apoi a urmat un apel care a dat totul peste cap. Hakan, soțul lui Elif, a suferit un accident rutier, dar împreună cu el în mașină era fiica lor. Dezorientată de această veste, Elif sosește în spital, însă prea târziu, deoarece bărbatul deja a decedat. În schimb, fetița de 5 anișori nu are nicio zgâritură, o fetiță pe care o vede prima oară. Cu toate acestea, în documentele copilului, Elif și Hakan sunt înscriși drept părinții ei. Zguduită de aceste relevații, femeia înțelege că deloc nu-l cunoaște pe acel cu care a trăit 10 ani, că totul a fost doar o minciună, dar Hakan și-a găsit o altă femeie capabilă să-i dăruiască un copil. Însă acesta este doar unul din secretele soțului decedat. În ultimii ani, bărbatul a împrumutat sume enorme, fără a fi clar unde a cheltuit banii. Dar aceste sume acum s-au transformat în datoriile lui Elif. Și totul merge din rău în mai rău. Afacerea se ruinează și femeia nu mai vede cum ar face față problemelor care au năvălit. Nici pe mama fetiței nu o găsește și acum este silită să aibă grijă de acest copil străin. În această perioadă dificilă în viața lui Elif apare Firat, care încearcă să ajute văduva disperată. Însă Firat nu este deloc așa de simplu precum pare. Fiind șeful lui Hakan, acesta posibil îl cunoaște chiar mai bine decât Elif și ar putea răspunde la multe întrebări, în special legate de copil. Chiriașul perfect. Mona este o tânără crescută în orfelinat. Absolvind facultatea de jurnalism, ea scrie articole pentru un ziar electronic, o slujbă care cu greu îi acoperă cheltuielile zilnice. Cu gândul de a obține o avansare, jurnalista se implică în cercetarea unei serii de incendii care au cuprins Istanbulul. În timp ce pregătea un nou reportaj, Mona îl întâlnește pe Iacup, un alt jurnalist care la fel este interesat de incendiile din oraș. Profitând din neatenția lui Mona, Iacup îi fură fotografiile făcute în casa incendiată și fără un pic de rușine le publică în revista pentru care lucrează. Din acest motiv, Mona riscă să-și piardă serviciul, unica sursă care îi aduce venit. Și ca de obicei, necazul nu vine singur. Din cauza datoriilor, Mona este alungată de la gazdă și rămâne pe drumuri. Regretând cele făcute, Iacup îi propune tinerii să se mute la dânsul, într-o cameră pe care nu o folosește. Disperată, Mona acceptă această ofertă. Însă curând, jurnalista observă că vecinii care sunt rudele lui Iacup se poartă foarte ciudat și însăși casa parcă este plină de secrete. Umbre și zgomote străine o fac să creadă că ceva supranatural se ascunde între pereții acestei clădiri jerpelite, dar tânărul Iacup și familia sa la sigur ascund ceva. Cam atât pentru azi. Îți mulțumesc că ai urmărit acest videoclip până la sfârșit. Nu uita să scrii un comentariu cu sugestii despre alte seriale sau impresiile tale despre serialele prezentate astăzi. Pune un like acestui video dacă ți-a plăcut, dar dacă nu vrei să ratezi continuarea listei cu cele mai bune seriale sau filme turcești, fă click pe clopoțel. Ne auzim în videoul următor.